Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la nou episod pe acest canal. Această serie se va numi Planeta lui Andrei. Și suntem aici, nimic prea nou. Voi continua cu aceste serii aproape în fiecare zi voi posta. Dar știu să aud câteva zgomote, este geamul deschis, nu m-am adus să-l mai închid, nu mai am chef. Și se închide foarte greu. Am filmat astăzi un episod cu Gabi. Nu este o performanță mare să faci un episod cu el, dar na, m-am gândit că poate se alege ceva de acele videouri. De acea serie, îmi pare rău. De fapt, sezoane. El este primul sezon. Vrem să facem ceva chestii, nu ceva chiar, chestii mai mari de acest gen. Umar, rău. Și na. Sperăm că vom reuși să facem ceva în acel joc. Cred că aici o să-mi fac asta, adică nu cred, adică chiar aici o să fac. Să fac de 4 pe 4. 1, 2, 3, bine. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4. Bun. Puțin cam mică, dar na, așa este la început. O să o mai extind eu. Nu o să o las așa pentru că na, e prea mică. Și sper să vă placă această serie. Vreau să apăsați butonul acela de like, share și subscribe dacă vreți să continui. Și nu o să mai fac roze niște lemn. Aoleu, filmeze 2 minute. Aproape 3. Nu e rău. Nu mai am chef să mai stau aici lângă acest copac, să mai iau niște lemne. Să le transform în așa ceva. Nici măcar un stack. Ok, o să termin casa. Aoleu, ăla a căzut pe jos, nu mă mai duc după el. Nu mai am chef, nu, că, adică am chef.
Oricum va trebui să mai cobor. Ce nume? Bun. Arată cât de cât. Au o casă normală. Ce părere aveți voi? A ieșit un dezastru. Cine să mint? N-are rost să mint pe nimeni. Bun. Luăm un crafting table. Îl punem acolo. Facem o ușă. Am făcut 3. De ce mai avem noi nevoie pe aici? O lopată, un târnăcop, o secure și așa ceva. Chest? Na, nu avem nevoie de chest. Ui, aoleu. N-a ieșit cum am vrut eu în momentul acesta. Să sperăm că va ieși acum. Și da. Dar bă, arată chiar bine. Serios. Zici că e un iglu. Dar n-arată rău. Mie îmi place. Nu știu voi. Bun, acum am văzut să fac rost de niște cobblestone. Iar în episodul viitor voi merge să fac rost de foarte, foarte mult iron și coal, de asemenea coal. Am găsit coal. Chiar îmi place. Uite, așa mai vii de acasă. Așa mai vii de acasă. O să iau tot căulul care îl găsesc aici. Adică am nevoie de el pentru torțe și pentru a prăji cobblestone-ul. Mai este mult, nenie. Mai este mult. Petarde. Cred că s-au auzit, cred că nu, habar n-am. Ar fi fost super șmecher dacă nu s-ar fi auzit, dar cred că s-au auzit mai mult ca sigur. Bun, să vedem cât am strâns. Da, e bine. Sau, hai să-mi termin toporul aici, laminat. Să iau partea asta de sus. Na, la spate. Mă duc. Unde-i soarele? Se pare că nu văd. Voi pune podeaua.
Cred că vor ajunge la fix. Da, la fix. Bun. Să intrăm aici și să vedem. Prima dată facem un două furnale. Așa, unul punem aici, celălalt aici. Na, asta e cam nașpa. Torțe doar. Trebuie să pun într-un loc potrivit. Aici, cred că e cel mai potrivit loc. Așa. Oh, mai multe de una. Și care fac? O să pun pe lângă. Stai, nu pot să pun în mâna mea. Nu cred. Ar fi fost super șmecher. Da, acum. Voi pune una acolo să lumineze și una acolo să lumineze. Așa. Iar mai am una. Unde să pun asta? Pun, uite acolo. Bun. Să vedem ce mai pot să mai fac eu. Păi nimic. Aș pune aici la prăjit pe tot. E bine atâta. O, și voi mai dă lumină și asta. Cred că afară, da, este un Enderman afară. Nașpa că n-am chest. Sunt puțin că am reușit. Ia uite acolo. Să mă duc să mă bat. Aoleu, creeper, 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 creeper. Dar nu mi-e frică că am sabie. Și Enderman. Aoleu, m-a văzut. M-a văzut, m-a văzut. Nu veni cu ce? Nu veni cu ce? Veni cu ce? Mai bine stau în locul meu. Mai bine. Dar totuși, cine e Endermanul ăla? Ia să-i arăt eu cum se bate. Cum se bate. Auleu. Auleu, mi-e frică deja un pic de el. Dar cine se crede el, măi? Unde se crede să, hă? Unde se crede nenea asta, măi? Unde te crezi, 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 măi? La birt? La cârcium. Și cred că m-au văzut toți monștrii. Bravo, Andrei, ai fost cât se poate de deștept. Ma, n-am văzut așa, deștept mai mari. Nu. Acum te voi înfrânge, te voi înfrânge. Nu știi de unde vine? Nu știi de unde vine, nu? Uite-l, 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 mă, uite-l, mă. Nu mă las până când îl voi bate. Acum chiar că îl voi bate. Nu mai are nicio șansă să mai scape de mine. Iar arăt eu lui cine este Andrei. Iar arăt eu lui.
Cine se crede, mă, el, ha? Se crede mai deștept ca mine? Cu sabia asta le răpun. Să vină încoace. Să vină încoace, să arăt eu lui cum se bate. Hai, mă, dacă ești tare, unde ești, mă? Ai fugit, ha? Ți-e frică de mine. Să și fie. Dar n-ai văzut ce te-am lovit? N-ai văzut? Da, așa sunt toți. Așa sunt toți, nu numai tu. Pe mărul meu. Unde mi-e mărul? Apa, cum chiar m-ați supărat. După tine vin. Unde ești? Te-ai ascuns, ha? Ți-e frică? Nu vrei să recunoști? Ți-e frică? Ia uite. Ia uite cine este acolo. Ia uite. Îl voi lăsa în pace pentru că n-am chef să mai merg până acolo. Mă voi duce acasă. Dar voi omorâ acest cal. Scuze pentru cei care iubesc caii. E frumos. Din privire, parcă ar spune, stai să vezi ce te răpune. Nimic? L-am omorât pe degeaba? Se pare că da. Tam, tararam, tarararararam, mă duc să mă bat cu acel creeper. Stai unde ți-e locul, măi creepere, măi creepere, măi creepere, măi creepere. I-am arătat eu lui. Și tu, păiangene, la cine te uiți, măi, 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 urâtule, măi, nu vezi că nici măcar nu te apropii. Da, și cam atât cu acest episod, dragii mei prieteni, eu am fost Andrei Pașca, până data viitoare, numai bine!